O grămăjoară de icri negri, 6 rubli și jumătate. E ceva de speriat, zoaș. Încă băcanul-i tot dădea zor că s-a scumpit nutrețul. Dar dă-l dragul din nutreț. Ce, sturioanii se hrănesc cu ovăz? Și atunci te întrebi, de unde 6 rubli și jumătate? De ce? Mi-am spart capul să îl conving pe băcan să-mi dea o câte oară de icri, măcar așa, cu împrumut, nu? Ca să facă impresii. Că, de, oaspete de vază, sărbătoare, un șef, el poate să facă foarte multe. Și mai ales avansarea mea. Avansarea. Acum nu zic, dacă aș fi consumat vreo linguriță de icri, eu plăteam și restul aduceam înapoi. Dar ce, parcă am avut ce să mă înțeleg? Băcan, hapsân. Hapsân, că unde s-a mai văzut masă pentru șef fără icri negri? Mă rog, mi-a venit mie ideea. Ce idee! Vreau un icri negru, îi dau icri negri. Am luat niște bobițe de piper negru, le-am tăvălit așa un pic ușor pe în cremă de ghietin ca să capite luciu. Să jur că-s adevărate. Păi, jurai! Păi, dar măcar să vază omul că m-a străduit. Le vede și purbăgat. Dispar după masă. Mă descurc eu, n-apucă el să le guste. Da, face impresie? Face. Vede omul igri negri. Impresii grozavă face. Da. A venit Alexandru, stai puțin. Alexandru, stai. Ce plăcere. Ce plăcere să vă văd. Mare bucurie mi-a spus. Da, stai jos, Alexandru, stai jos și să ne așezăm la masă. Ce să mai pierdem vremea? Să ne așezăm la masă. Că nu știu cum, toate ți se par mai altfel când se vede omul cu burta plină. Ce părere aveți, Alexandru, stai. Excelentă, dragul meu, excelentă, da. Întâi de toate, o vodcă, o vodculiță, bă, cinste. Numai s-o mirosit și, a? Ce? Coniac, nu? Ce? Da. L-am descoperit, hoțomanu. Bună vodculiță, dar mai bun e conecelul. Eu zic așa, eu zic să-l punem într-un pahar mai măricel. Nu de alta, dacă se varsă, nu se cunoaște. Da? De ce asta? 3 stele? 3, da. Păi, bem 2 și ținem una, cum zice poetul, nu? Bună, nu? Cum doriți, Alexandru ăsta. Păi sunteți doar musafir, nu e așa? După legea ospitalității, da. Să cuvine să vă tratați cu ce doriți. Poftiți, Alexandru, orice. Ei, să auzim de bine. Și de avansare, Alexandru, stau puțin. Bun, foarte bun. Așa că, și acum o văd cu o vodculiță. Coniacul să-l lăsăm. Costă și mult și nici nu miroase prea. Să-l dăm păcatilor. Nu, să-l dăm pe gât. No hai mal, cum zice engleză, știi? Mă rog, dacă... Nu, plin, că mi-mi plac astea plinuțe, știi? E, da, dar să nu vă facă rău. Nici o grijă. Prozit și toate cele bune. Avansarea e bună, dar ce bună e, nu-i așa, Alexandru Stapuț? Dar servi, vă rog, vreau servici tot. Avem de toate și din belșug. Și ciupercuții, sălămiori, heringei, hamsiuțile. Hamsiuțile sunt delicioase, Alexandru Stapuț. O grozăvină alta. Dar ce văd ochii? Ce? Icre negre! Icrișoare negre! Și dumneata nu spui nimic să poate. Ce icrișoare, Alexandru Stapuț? Nici de icre negre acolo. Nici nu merită să le alintați atâta. Eu, ca să fiu cinstit, vă spui sincer, așa, pe mine mă lasă rece. Că și negre, și urâte, și iuți ca piper, fuși, ca ardeiul. Fuși, domnule, de acolo cum iuți, domnule, astea sunt delicioase, să le mănânci cu lingura, nu altceva. Să poate. Nu sunt. Uite, astea merg cu coniac, domnule. Le cere coniacul, ce vrei? Ia uzi cum le cere coniacul. Cere incredibil, ce vrei? Nu cere nimeni. N-ați auzit bine, zoași, eu n-aud. V-ați înșelat. E, sănătate, că e mai bună decât toate. Sănătate, Alexandru Stapuț. Foarte bine. Și acum să le atacăm cu lingura, să le pedepsim. Da, eu zic, Alexandru Stapuț, să vedeți ce încântătoare, ce delicioase sunt hamsiile. Și subțiricuții, și finuții, și să topesc în gură, nu alt, Alexandru Stapuț. Să topesc, dar nu, da. Să te ții arțuri. Nu, fără arțuri. Pe când icrele negre
Icle negri cu totul altceva, știi? Astea sunt de viță nobilă, știi? Astea, nu, sunt, nu. Astea sunt izvorul de fermecat, izvorul nesecat, cum spune poetul, nu? Nu spune niciun poet, așa. Cum? Nu, nimic așa, știți, eu vorbeam despre literatură, da, literatură, că și Tolstoi, Lev Nicolaici, vorbește undeva despre heringi, recomandă, spune că heringi sunt așa, conține de aia, cum zicem, Alexandru Stapăci, care e la chibriti, de dai foc și luminează, fosfor, conține fosfor care te deșteaptă la minte, te deșteaptă și luminează, ia ca chibrit. Nu știu, dragul meu, nu știu, că eu nu citesc, dragul, n-am timp, dragul, am treburi până peste cap și când am o oră liberă, mă mai ocup da, așa cum pui sigur că da, ia mai... Crișoare. Nu, Alexandru, cum să... Foc, atenție, foc! Ce foc, domnule, ce foc? Foc, așa, știți, Alexandru Stapăci, e un joc așa la care strigi mereu, foc! Apă! Dar cine trebuie nouă apă? Când avem coneac. Serviți, vă rog. Serviți coneac. Sau poate vreți să distupă o sticlă de șampanie. Sau una divișinată. Gvas rece am. Sau poate vreți ananas. Și la urmă, tort din nuci. Am un tort din nuci, Alexandru Stamuț. Toate bune. Nici o grijă amici. Da. Am eu grijă de toate. Eu fac eu loc și pentru șampanie, și pentru ananas, și pentru tortuleț. Dar mai întâi să ne ocupăm de... negrișoarele astea. Ce negrișoare, Alexandru Ostapăci, negrișoare. Uite, vedeți, negrișoare că sunt negre păcure. Zău așa. E și curios cum le place sturionilor ăstora să se hrănească cu gazdu. Zău așa. E foarte curios. Și pe urmă să te mai miri că icrele lor miros alt. Nu. Sturionii nu beau gaz. Ăsta care a făcut icrele astea a băut. Da, dar noi bem șampanie, Alexandru Stapăci. Sau poate nu vreți șampanie. Atunci să vă fac rost de niște portocale. Portocale, da, mă duc mie imediat la piață și vă aduc un coș, o căruță, un tren. Sau poate doriți blana mea cea nouă. Serviciu, servici vesta. Și jabuul și pantofii sunt noi, Alexandru Stapăci. Luați și pantofii, luați scaunele. Luați oglinda. Luați scrinul e negru. Adică nu e negru, e maro. Din lemn de piper. Din lemn de trandafir. Negru, dar poate doriți, poate aveți nevoie de bani. Nu, luați-mi portofel. Nu trebuie. Vă rog, luați-l. Da, poate vă mai e foame. Atunci mâncați-mă pe mine. Zău așa, uite, n-am oase multe. Sunt delicios. Sunt subțirel. Nu sunt suplinuți și brunet. Uite, Alexandru ăsta, zău așa. Serviți-mă, luați tot. Numai să vă văd mulțumit. Așa, Alexandru. Amici, nu mă grăbi așa. Suntem doar la aperitiv, noi așa. Mai întâi să luăm o icrișoare. Nu săriți, mama! Mama! Nu, nimic, știți, că s-a întâmplat o nenorocire, totdeauna eu o stric pe mama. Ce nenorocire, domnule, ce nenorocire, nicio nenorocire. Când ne-o fi mai rău, așa să ne fie ca acum. Trebuie să știți că eu v-am iubit, Alexandru Stapăci. A spus un om bun, simpatic. Eu n-am vrut, dar dacă dumneavoastră, da, mama, mama.